Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Dorim în lumina Scripturilor să privim la unitatea sfântă. În epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 4, sunt date numai puțin de 7 lucruri care sunt unice. Efeseni 4, de la versetul 4. Este un singur trup, adică un singur organism, un singur împărăție, organizație, un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Nu există o multitudine de posibilități sfinte, ci toate acestea sunt doar o singură variantă, o singură posibilitate. Același Dumnezeu care lucrează în toți aceeași lucrare. De altfel, așa a fost și așa trebuie să rămână în final, numai că după apariția păcatului a apărut separarea și s-a frânt unitatea. Doar de atunci asistăm la cer și pământ, la viață, la moarte, la bine, la rău. Ideea diavolului este că aceste două elemente trebuie să coexiste, așa păstrându-se echilibru. Dar vedeți că echilibru nu se păstrează, adică lucrurile sunt în degradare prin existența celor două noțiuni și elemente. Doar atunci ar rămâne perfecte când vor rămâne numai cele bune. Acum, tot în Efeseni, citim de la versetul 9 al capitolului 1. Zice Pavel, căci Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, adică potrivit cu vremea sorocită de Dumnezeu, cu ce scop? Spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri, că mai întâi acolo s-a produs dezbinarea, și cele de pe pământ, dezbinare fiind și aici, între oameni și chiar în natură. Dumnezeu are un plan veșnic să producă o unitate. Și acel plan de unitate este realizat în Hristos Iisus. Inclusiv în cer are Dumnezeu un plan care îl realizează tot prin Domnul Iisus. Despre acel plan avem mai puține date în Scriptură. Doar pe aici, pe acolo scrie că i-a supus domniile și stăpânirile și că a curățit pe lângă locurile pământești, a trebuit să curățească și parte din locurile cerești afectate, scrie în epistola către evrei. Dar Dumnezeu ne-a spus mai mult despre ceea ce ne privește pe noi. Cât privește unitatea, citim în Ioan capitolul 10, cred că modelul absolut și locul unde unitatea a rămas la forma ei desăvârșită și unde n-a suferit nicio mișcare greșită, este Trinitatea. În cer s-a evit dezbinare, pe pământ este. Dar în Trinitate nu s-a produs niciun dezacord. A rămas modelul absolut și etalon pentru unitate. Spunea Domnul Hristos în Ioan 10 cu 30, eu și Tatăl una suntem. Și întoarceți în capitolul 16, este prins aici și Duhul Sfânt în această unitate, 16 cu 14 și 15. Vorbea despre Duhul Sfânt, El mă va proslăvi, adică pe Domnul Iisus, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. Deci, ce are Tatăl ia Fiului și din ce are Fiul ia Duhul Sfânt și împarte. Și ce au ei e totul în comun, acea unitate absolută a Trinității. Biblia ne învață și Dumnezeu așa a structurat lucrurile ca la diferite nivele să ne învețe cu ideea unității. Spre exemplu, ființa umană este o unitate. Avem Duh, Duhul minții, gândire, avem suflet în funcție de împărțirile pe diferite criterii care le fac oamenii și avem trup. Și el câtă vreme trăim este în unitate, omul. Când moare, asistăm la despărțire. Și când se desparte o parte din ființa noastră, de exemplu, pleacă sufletul. Ce-a rămas? Nu mi-e bun de nimic. Până a fost una, a fost bun. Când nu-i mai unit,
Nu-i mai bun să distrugi. Vedeți? Ce importantă este unitatea, să fie împreună, dar chiar și trupul. Dacă tăiem pe aici, pe la gât, că pe aici e mai subțire, mai rămâne bun de ceva? Dacă nu-i unit, nu-i mai bun. Apoi, avem unitatea familiei. Și va lăsa un pe tată sau și pe mama și se va uni. Și așa are locul familia, cei doi sunt una. Vin și copiii și avem noi o vorbă, sângele nu se face apă. Este o legătură a unității. Și când se distruge unitatea aceasta dintre cei doi, parcă cei doi rămân și ei loviți în soartă. Când se desprinde ceva, să admitem, un umor la bătrânețe, nu mor toți deodată, parcă rămâne așa șchiop de un picior. Pentru că este acea unitate prevăzută ca următor nivel după ființa umană. Și apoi mai asistăm la o altă unitate, cea a bisericii. Iar un organism, hai să citim din Roman 12, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, primul exemplu al ființei umane, și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, ca biserică, suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și dacă ne-ar lipsi cei care cântă, n-ați văzut că uneori, când vrem să ne rugăm mai repede și nu sunt veniți cântăreții, parcă ne apucăm noi să ne rugăm, ceva lipsește. Sau dacă ne-ar lipsi o altă parte. Este frumoasă această unitate, iar modelul final de unitate va fi, trupurile acestea se schimbă, familia își încetează activitatea, iar biserica ajunge la un nivel de unitate desăvârșit după modelul Trinității. Și citim în 1 Corinteni 15, și amintiți-vă că la început am citit din Efeseni 4:6 că Dumnezeu lucrează totul în toți. Și după ce tot lucrează Dumnezeu, la toți și prin toți, 1 Corinteni 15 cu versetul 27, Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Lui, vorba de Domnul Iisus, că prin El realizează unitatea aceasta în univers. Dar când zice că totul i-a fost supus, înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul, și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Acum suntem numai la faza că Dumnezeu lucrează în toți, dar n-a ajuns să fie totul în toți. Că uneori vedem că mai sunt apucăturile noastre de independență față de Dumnezeu. Uneori încă nu suntem uniți în chip desăvârșit. Dar în final va fi o unitate absolută. Dumnezeu totul în toți. Toți vor simți la fel, toți vor gândi la fel, toți se vor mișca la fel. Totul va fi sincronizat perfect în unitate. Hai să visăm pentru vremea aceea. Va fi desăvârșit. Să fim toți una în Dumnezeu. Dar cum să ajungem, să tindem spre starea aceasta? Două metode care ajută la realizarea unității. Este bine și în familie, și discutăm și la nivel de biserică sau chiar de biserică universală. Cum se poate realiza unitatea? Ce trebuie făcut să atingem stadiul acesta binecuvântat? În Ioan capitolul 17, Domnul Iisus, rugându-se pentru ucenici și în perspectivă pentru biserică, a dezvăluit în cuvintele Lui că ceea ce produce unitate, în primul rând, și citesc de la versetul 6, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai Tăi erau și Tu mi-ai dat, ei au păzit, rețineți, cuvântul Tău. Versetul 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Și apoi, versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, după modelul care l-am discutat al Trinității. Cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Ce le-a dat Domnul, ce au crezut ei? Cuvântul. Și cuvântul, adică învățătura comună, este cea mai puternică bază ca să fie mulțimile unite. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni 1:10, acolo unde erau manifestări ale Duhului, unde erau, dacă vreți, și minuni, dar sufereau ei la un punct și de aceea unitatea nu se realiza. 1:10, 1 Corinteni. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, realizatorul, urzitorul unității, să aveți tot aceleași fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți
în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Cum se realizează unitatea în gând și în simțire? Când este același fel de vorbire. De ce ne-a fost dezbinare în biserica primară? Să-și facă Pavel alt cult. De ce au fost atât de legați cu cei de la Ierusalim? Măcar că slujeau în zone atât de diferite. Se întâlneau la câțiva ani, că n-aveau posibilități de mișcare rapidă, nici mijloace de telecomunicație. Cum de erau atât de desăvârșiți? La capitolul 15, aceeași epistolă, versetul 11. Astfel dar, ori eu, adică Pavel, ori ei, acei apostoli, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Adică aveau aceeași învățătură. Rețineți, o biserică nu va fi unită numai atâta vreme cât de la amvon se va da o învățătură comună. Când unii învață într-un fel și alții într-altul, fiecare vor avea ucenicii și partizanii lor. De aceea e foarte important să mergem pe aceeași undă la învățătura noastră. Și din partea dumneavoastră, întoarceți la 2 Corinteni 4:13, noi să învățăm la fel și cu toții să avem același duh, 4:13, însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut și de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim, adică să avem un duh de credință potrivit cu ceea ce este scris. Noi să putem înțelege Biblia la fel cei care predicăm și dumneavoastră cei care o ascultați să puteți credeți că este așa. Cum zicem noi toți împreună, așa să credem deopotrivă și mă adaug acolo de unde ne-am pornit din Efeseni 4, tot în ideea aceasta a învățăturii comune. Și dacă pe cineva îl bate gândul că ar trebui să învețe altfel sau să creadă altfel, să se roage adânc și nu cumva să se strecoare pe furiș ceva care ar distruge unitatea. 4:13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței. Ce va face Dumnezeu în împărăția sa ca să ne țină uniți? Ne va crește pe toți la același nivel de cunoștință și la o cunoștință comună. Cu asta începe unitatea desăvârșită. Până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de o mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu ne mai poarte nimeni într-o parte și alta, să nu ne păcălească. Uitați-vă în versetul 14, cum se face dezbinarea, cum plutesc oamenii, plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Învățătura e comparată aici cu vântul. Dacă vântul bate tare și învățătură puternică și bate din același sens, pe toți ne înclină într-o parte. Dar dacă vântul ăsta nu bate puternic și nu e o învățătură pusă la punct și de dincolo bate alt vânt, o să vedeți că suntem așa ca holda, care nu-i lăsată la pământ toată de aceeași ploaie. Una s-a lăsat acum și alta a afectat-o ploaia din altă vreme. Iar dacă este o învățătură comună, unită, elementul unității, elementul suprem, este dragostea. Vom citi din Coloseni, capitolul 3. Nu-i poate uni pe oameni nici naționalismul, nici interesele economice, nici patimile lor, nici hobby-urile lor. Stau oamenii la pescuit împreună, să zic, dacă au pasiunea aceasta. Dar credeți că sunt uniți? Fiecare cu undița lui și cu plăsuța lui. Numai dragostea poate să realizeze un mediu de unitate. Citim în 3:14, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire, adică un sistem de închegare indestructibil, nedemontabil. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, am fost chemați la ce? Să alcătuim un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Dragostea aceasta care vine prin Duhul lui Dumnezeu și este prima roadă a Sfântului Duh, când lucrează în noi, produce starea aceasta legându-ne de Tatăl, producând o natură comună, niște sentimente, schimbând caracter și transformând omul în profunzime. Romani 8, în privința dragostei. Acolo unde este dragoste, dar evident nu vorbim de dragoste în definire umană. Oamenii chiar de aceea au pervertit noțiunea pentru că nu cunosc dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, de la versetul 38.
Rețineți ce putere are dragostea. Că sunt bine încredințat că nici moartea și de Dumnezeu și chiar între ei, cei care sunt ai Domnului, moartea pentru o vreme ține despărțiți. Se întâlnesc iară, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, că prin El realizează unitatea aceasta. Unde este dragoste? Nu există fenomen, nu există ființe care să poată perturba starea aceasta. Acolo unde nu este unitate, nu este dragoste. Cred că sunt cele mai puternice lucruri care realizează unitatea. Învățătura comună, biblică, și perseverarea și rămânerea în această stare de dragoste care vine de la Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze pe linia aceasta. Și pentru vremea din urmă, când scrie că dragostea celor mai mulți se va răci, cum să rămână unitatea atunci? De aceea să rugăm pe Domnul și să stăruim, zice în Evrei 13 cu 1, în dragostea frățească. Stăruiți în asta, insistați. Amintim că și diavolul vrea să producă unitate, dar unitatea lui este de o altă natură. În Daniel capitolul 2 există acea piatră care s-a desprins din munte și a lovit un chip măreț și tot l-a spart. Dar de ce l-a spart? Păi era tot fragmentat. Parte de aur, parte de argint, parte de lut, parte de fier. Bucăți era, numai le-a trimis pe fiecare acasă. Nu poate diavolul să producă o unitate adevărată de săvârșită. El produce fel și fel de comuniuni, de conglomerate, de fel și fel de alianțe, dar nu rămân. A rămas vreun imperiu în forma în care s-a unit el de când este și au păstrat țările aceleași granițe și au păstrat organizațiile sau alte, știu eu, școli sau ce ar fi ele, aceeași stare? Nu. Dar Dumnezeu a modificat ceva de la început. A făcut familia, n-a mai modificat nimic. Tot familia a rămas așa. A format biserica, vine Domnul Ador, biserica aia. Unitățile Domnului, unitatea lui Dumnezeu, este ceva care rămâne, are conținut. Unitatea diavolului, unitatea la rău, n-are nicio durabilitate. De aceea, nici nu suntem îndemnați să fim prinși în asemenea uniuni. În Vechiul Testament le spunea Dumnezeu la Israel, să nu vă uniți cu neamurile, nici măcar cu cele cananite care locuiesc acolo împreună cu voi. Scrie în Iosua 23 cu 12. Iar Noul Testament spune, ce legătură poate să fie între lumină și întuneric? 2 Corinteni 6, de la 14 la 18. Cum poate să stea împreună adevărul cu minciuna, Hristos cu bilea? Nu pot. Dar nici măcar cei răi nu pot să stea împreună. Dar noi îi lăsăm pe ei în pace. Noi amintim doar ideea să nu ne unim cu ei. Cred eu că unități din acestea pe viață, să se căsătorească cineva cu un necredincios, sunt mai puțin ispititoare pentru noi. Dar există pericolul să ne unim la rău, așa pentru probleme foarte scurte. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 23, scrie în versetul 1, să nu răspândești zvonuri neadevărate. Și acum, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Te unești cu cineva la o afacere mică. Te unești cu cineva numai la o discuție slabă, cum spunem Psalmul 1. Cu un adevărat om al Dumnezeu nu se duce, nu se așează și nu povestește cu ei. Sau cum zice în Isaia capitolul 1, zice Domnul, nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Și de sărbători te unești cu cineva la o activitate unde nu-i Dumnezeu. Nu te-ai unit numai două ceasuri, dar te-ai spurcat. Asta spune Dumnezeu, nu mai veniți după aia să-mi întinați curțile mele. Deci mare atenție la unități din acestea de scurtă durată. La amestecuri cu cei de afară, rămâne doar, cum spune în 1 Corinteni 5, zice, nu să n-ai nicio legătură cu cei de afară, în sensul că nu putem să nu stăm cu ei în bancă, dacă așa ne-a pus învățătoarea, dar dacă învățătoarea vă lasă să vă alegeți cum vrei voi să vă așezați în bancă, păi nu te așeza cu unul rău. Nu vorbim despre o unitate la servici, că trebuie să lucrezi la aceeași masă, la birou sau la aceeași bancă împreună cu el. Dar nu te uni în pauză cu el. Nu te uni la alte activități care sunt rele, că afectează. Să amintim câteva exemple. Unitatea, fie în bine, fie în rău, degajă o putere. Știți, spune în Eclesiastul, vorbind în capitolul 4, versetul 12, că dacă sunt doi, pot să se ajute unul pe altul și dacă sunt trei, sunt mai puternici. Cu cât sunt mai mulți, forța este mai mare.
Vreau să privim la două imagini și una o amintim la început. Unități la rău. Amintiți-vă de turnul Babel mai întâi. Este o imagine cunoscută, Geneza 11. Să fie uniți. Au fost acolo mai multe opțiuni, mai multe variante, mai multe partide. Monocolor, totul o singură idee. I-a plăcut lui Dumnezeu unitatea lor? Ce a zis? Trebuie despărțiți aceștia. Era o unitate la rău. Da, îi lăsăm pe ei în pace. Vrea diavolul în final să reia turnul Babel? Nu ca și clădire, eventual ca și sediu central a unitatei internaționale. N-a renunțat la idee. Dar încearcă totuși. Și într-o anumită măsură realizează. Și diavolul n-a renunțat la ideea lui și scrie în Apocalipsa 17 că vrea în final, sub conducerea diavolului și a marionetelor sale, să unească din nou lumea aceasta. De ce credeți că vrea să unească? Păi știe ce putere degajă unitatea. Este mult mai ușor în mod centralizat să faci ceva în lumea asta. El știe rolul unității. El cunoaște ideea lui Dumnezeu la modul general. Dar exemplu care vrem să-l amintim, numărul 14 cu versetul 10. Era o adunare mare, se întorseseră iscoadele din țara Canaanului și acum luați-le pe astea 12 iscoade, ce vreți? Un fel de predicatori, un fel de comitet de propuneri și de inițiativă, ziceți-le cum vreți. Dar așa efect au avut acele 10 iscoade, și scrie în 14 cu 10, că toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre pe cine? Pe Iosua și Caleb, posibil și pe Moise și Aaron, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. O adunare întreagă unită. Și întoarceți pagina, versetul 35. S-a uitat Dumnezeu din cer și ce fi zis? Ăștia s-ai mei, eu i-am adunat și ei s-au unit împotriva mea. Eu, Domnul, am vorbit, în adevăr, așa voi face acestei rele adunări care s-a unit împotriva mea. Vor fi nimiciți în pustia aceasta și în ea vor muri. Ideea de astăzi cu votul democratic e foarte periculoasă. Nu neapărat în ideea alegerii oamenilor, în ideea adoptării hotărârilor de credință, a principiilor. Se adună un conciliu, se adună o biserică și votează. Se legiferează divorțul, avortul, căsătoriile astea necurate. Nu sunt acestea adunări unite împotriva Domnului? Și votează toți. Nu au fost opozanți. Și cei care au împotrivă au riscat să fie omorâți cu pietre. Și eu cred că dacă nu intervenea Dumnezeu, că Dumnezeu nu degeaba a intervenit, îi lieșau. De aceea, nu vă lăsați amăjiți de ideea că așa au hotărât toți. Biblia spune, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și vreau să se întoarcă în Egipt. Cine credeți că o dirija? Păi ei, i-o dus mintea sau șeful Egiptului vrea să-i aducă înapoi. Păi diavolul acționa. Dar ei săraci nu-și dădeau seama. Dumnezeu a intervenit, i-a lovit pe cei 10. Păi scrie că s-au apucat de plâns. De aceea, o masă de oameni este foarte ușor de sedus și ușor de înșelat de diavolul și chiar să fie uniți. Un alt exemplu. 2 Cronici 20. Acest exemplu îl cred la fel de practic. Sunt acum tot fel și fel de propuneri. Să facem o asociație de caritate cu știu eu ce altă biserică. Să ne angajăm la știu eu ce organizare, la știu eu ce altă activitate, la știu eu ce festival. Sau la alte și alte proiecte, să construim împreună știu eu ce. Uitați-vă ce scrie aici. 2 Cronici 20 cu 35. După aceea, Iosafat, un om al lui Dumnezeu, îl cunoașteți, un om deosebit, împăratul lui Iuda s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el, dar nu s-a pus în discuție să se unească, să facă aceeași credință. Și Iosafat să renunțe la credința lui și să treacă religia lui Ahab. Nu asta s-a pus în discuție. Poate că au gândit, băi, fiecare rămâne cu statutul lui, cu doctrina lui, noi ne unim doar pentru niște proiecte economico-sociale. Să se dească niște corăbii care să meargă la Tarsie și au făcut corăbii la Ețion Gheber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbile au fost fermate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Și mai târziu,
scrie asta în Vechiul Testament, că Iosafat a înțeles și n-a mai vrut să se unească. Mai bine ar nimici Domnul proiectele alea decât să se realizeze o unitate care să afecteze spiritualitatea și lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, tare atenți la unitățile acestea. Ne vor afecta. L-au afectat pe Iosafat? Păi, sigur, s-au dus împreună. Umblând împreună cu alții de la altă organizație, vrând nevrând, se vor căsători tineri de aici cu tineri de acolo. Și gata. N-a fost așa aici? Ce mai poți să le faci? Să-i desparți? Să se certe cu scrii? Păi, încurcată problema. Unirea aceasta, chiar în țara aceasta, știu lucrători care au dat undă verde la căsătorii de la noi cu alții, de la alții pe care nu-i numesc. Și contopirea a prins proporții. Nu, este bună păstrarea granițelor. La Israel se mergea pe ideea nici între seminții să nu se căsătorească, de regulă fiecare în seminția lui. Afectează. Și privim acum la unități, la bine. Judecător 20. Poate suntem uneori priviți suspicios sau interrogativ. De ce nu ținem legătura cu alții? De ce nu organizăm? Fiindcă Biblia ne învață să nu ne unim cu oricine și oricum. Judecător 20, vă prezint cadrul. În țara lui Israel, mai exact într-o localitate din seminția lui Beniamin, pe nume Gibea, oamenii se străcaseră, ceva în stilul celor din Sodoma, și ceilalți, scrie în versetul 11, astfel toți bărbații lui Israel s-au strâns împotriva cetății, uniți ca un singur om. Și astfel, eu nu mai citesc toate versetele, măcar că au fost două confruntări în care ei au pierdut câteva mii de soldați, din nou au stat înaintea Domnului și au postit, scrie acolo versetul 27, și au întrebat pe Domnul și zice în versetul 28, să mai pornesc la luptă sau să mă las? Și Domnul a zis, rămâneți uniți și scoateți rău afară din Gibea. Ei au vrut să procedeze după Biblie, au spus, scoateți afară pe oamenii aceia răi și nimicim doar pe ei. Dar ceilalți au zis de acolo, au fost uniți la rău cei din localitate. Să zicem cu consiliul lor sau cu primarul ce aveau ei în frunte. Nu-i dăm ăștia, ăștia-i noștri, sunt soldați buni. Și atunci au fost nevoiți să distrugă toată cetatea. O cetate unită la rău a putut fi distrusă de o țară unită la bine. Un om sau o familie dispusă la rău și unită poate fi anihilată fără urmă de o biserică unită la bine. Dacă biserica este unită, nu poate un rău mic să facă ceva. Dar dacă suntem despărțiți, de ce să luăm noi atitudine? Da, de ce să luăm poziție? Foarte mult zic, dar cei firești înaintează în țara asta și parcă lucrarea lor prinde contur și cei care țin într-un fel la credință așa mai fundamentalist pierd teren. Și după ce m-am rugat o vreme le-am spus. Explicația este că ceilalți sunt uniți și noi nu suntem uniți suficient. Și cine merge pe ideea unității câștigă, ceilalți pierd. Bine, Dumnezeu va recupera ce este a lui, dar asta ca idee. Un alt exemplu, 2 Cronici 5. Facem noi câte o sărbătoare sau câte o duminică lungă și atunci am dorit să fie așa o prezență a Domnului, să rămână memorabilă acea zi de post, să fie o lucrare sfântă. Aici, la sfințirea templului, a coborât focul lui Dumnezeu din cer și a validat lucrarea lor. Și a fost o bucurie deosebită. Dar cum se pot atinge astfel de bucurii cu prilejul adunărilor noastre de sărbătoare? 5, 11. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră, fără să mai țină șirul cetelor, și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Edutun, fiii și fraților îmbrăcați în subțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, lăute și arfe, și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimbale și alte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor,
Când s-au unit toți? De aceea, când cântăm, e bine să cântăm toți. Când ne rugăm, ne rugăm toți. Când se predică, să fim toți pe aceeași undă. Toți cu gândul la Dumnezeu și atunci se produce ceea ce noi numim uneori că a fost har și a fost bine. Atunci se produce deznodământul acesta favorabil. Atunci coboară slava lui Dumnezeu, când sunt toți uniți. Dar dacă cel care predică e lăsat singur, cei care cântă, zici că cântă doar așa să fie înregistrați și noi până atunci citim ceva, dacă nu se produce unitatea, n-are cum să se producă minunea. Cum poate o tribună întreagă să scandeze, zici că au făcut repetiții? Păi toți sunt ochi și urechi, toți urmăresc aceeași imagine și toți sunt cumplați de același spirit. Dar în biserică n-ar trebui să scandăm din toată inima noastră să trăiască Domnul? Atunci se va realiza în biserică acel har binecuvântat pe care îl dorim și îl așteptăm. E nevoie de astfel de unitate ca să se lucreze în privința aceasta. Și un ultim exemplu pozitiv, Neemia 10, de la versetul 28. Cealaltă parte a poporului, aici asistăm la niște izraeliți adunați din toate părțile din Imperiu, pe unde au fost ei duși. Și spun uneori frații care sunt duși din România. Deci la noi e greu să realizăm unitatea, că unul vine din Moldova, unul din Ardeanul, unul din Oltenia. Și fiecare spune la noi așa a fost. Dar așa erau și ăștia, veniți, de pe unde au fost ei împrăștiați prin Imperiu. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine, adică nu uniți cu lumea, ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestelor, fiii și fetelor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, căci cunoștința face mult în unitate, s-au unit cu fraților mai cu vază dintre ei. S-au unit. Cu ce scop? Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu, dată prin Moise robul lui Dumnezeu, să păzească, să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânul nostru, orânduirile și legile lui. Dar spune în cartea Evrei că Moise a fost numai slugă în casa lui Dumnezeu. Și ăștia s-au unit să asculte ce zice sluga. Dar noi în Noul Testament n-ar fi și mai grozav să ne unim să facem ce zice stăpânul, fiul. Îți spune, cu cât mai gravă va fi sentința dacă nu ne unim și cu cât mai mare binecuvântarea, diferența legământului nou față de cel vechi, dacă ne unim în ceea ce Domnul zice. Și adunarea aceasta de aici au hotărât toți să facă cum a zis Moise. Dar cei de la Ierusalim cât erau de uniți? Toți erau mulțimea celor ce crezuseră. Fapte 4, erau o inimă, o suflet și un gând. Dar o unitate încât de-ar fi avut mașini ca acum, făceau cred că mai multe chei și care cum să urca în care vroia. Tot era de opște. Că dacă nu suniți doi, numai bâzăi la cele materiale, să vezi cum se vede că nu suniți înăuntru. Dar când unitatea se realizează înăuntru, apoi se scurge așa și în afară și inundă totul. O unitate în jurul Domnului Iisus Hristos, în jurul cuvântului. Doamne, dă-ne harurile acestea. Unitatea este planul lui Dumnezeu pentru eternitate. O va realiza Iisus Hristos și în cer și pe pământ, după modelul absolut a Trinității, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, totul e una. Dumnezeu ne obișnuiește cu unitatea ființei noastre, tot o unitate trinitară, cu unitatea familiei, dacă luăm în calcul copiii de asemenea, apoi cu unitatea în biserică. Dumnezeu lucrează ceea ce în final va realiza în mod desăvârșit, când va fi totul în toți. Învățătura comună va da cel mai mare câștig unității și umblarea în dragoste, că aceasta va fi atmosfera și ambianța în ceruri. Dar atenție, nu cumva să ne unim pe lungă durată sau pe scurtă durată cu lucrurile rele, că ne afectează. Amintiți-vă de exemplele care le-am spus, unitatea în biserică, la bine cu Dumnezeu pentru cuvânt, păstrează harul binecuvântat, ține rău afară, n-are cum să intre înăuntru că sunt uniți. Numai pe dezbinare poți să faci ceva? Dacă un recipient n-are nicio fisură, nu iese apa dinăuntru afară sau ară lichid ce-ar fi, dar nici de afară nu intră înăuntru. Că tot e una. Este așadar o unitate pe verticală și la aceasta suntem chemați. Unitate cu cerul, realizată de Iisus Hristos, care a străbătut așa la vertical universul, bine la vertical în imaginea noastră. Dar și diavolul vrea să realizeze unitatea lui la orizontală. Și lucrează
Dar asta lui de la pământ, la pământ o să rămână. Și cealaltă care e spre cer, la cer o să ne ducă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Diavolul va încerca, chiar sub diverse presiuni și chiar în forță, în final, să ne unească. Dar vedenia lui Daniel rămâne în vigoare. Poți suda fiere cu pământ împreună? Nu poți. Mai spunem noi uneori la copii la școală, când au ei de adunat bănci cu elevi, măi, n-ai cum să-i aduni, că nu-ți dă socoteala. Băncile-s bănci, elevi-s elevi. Nu poți să aduni ce nu e aceeași lucru, aceeași natură, aceeași substanță. Mai sunt unele care pot să facă reacții de sudură între ele, dar nu toate fac. De aceea, chiar și faptul că nu te poți uni cu sfinții, e o problemă. Și dacă te poți uni cu cel de afară și zici că pentru tine nu e o problemă, este acolo un semn de întrebare. Cum de te poți uni? Ioan 17, de la versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Rugați-vă pentru unitate. Zice în psalm, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Rugați-vă pentru asta. Și Domnul Iisus a rugat. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, nu una ei de ei numai. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și în a realiza unitatea aceasta, Domnul a făcut ceva, versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una. Cu ce scop ne-a dat slava lui? Să ne facă una. Dacă vrei, când te căsătorești, cum devii una cu soția ta? Păi tot ce ai tu, ființa ta și posesiunile tale, le dai ei, nu? Sau sunteți una dacă nu i le-ai dat? Domnul Iisus, tot ce a avut, El ne-a dat nouă ca să fim una. Doar în comun se poate realiza unitatea. Ci le-am dat slava. Și atunci să nu ne dăm și noi Domnului pe deplin să fim una cu El? Și zice în versetul 23, eu în ei și tu în mine, adică toți sunt una. Așa ne-a zis nouă cineva odată la o ședință. A încercat să ne dezbine și măcar să aibă pe cineva. Și când a văzut că nu poate, s-a ridicat, s-a dat din mână, a spus, voi toți sunteți una, slavă Domnului. Și a văzut că nu poate să facă nimic. Nu știi, ăsta a zis sau ăla a zis, că nu știu, tot așa spun. Semnează unul pentru altul. Una. Ca ei să fie în chip desăvârșit una. Gândiți-vă la acea unitate desăvârșită. Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-am iubit cum m-ai iubit tu pe mine. Mie așa îmi vine să cred că în final, când va veni distrugerea din Apocalipsă peste lumea aceasta, toți care sunt ai Domnului vor fi așa strânși ca un ghem puternic, ăștia sună, numai ce le face. Și Domnul ridică așa frumos, numai ca pe o minge așa sus. Dacă ar fi, cum se vor aduna de la cele patru vânturi ale pământului, să zicem așa, va aduna pe aleși. Pentru că sunt una. Pentru că n-ar fi una, n-ar putea să reziste în cer. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie, vedeți acea unitate de care am vorbit, împreună cu mine. Și aceea pe care mi-ai dat-o ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Versetul acesta descrie dorința Domnului Iisus, cu acesta încheiem, de unitate. Tată, vreau să-i duc acolo la mine, să fie numai cu mine. Și nu numai că vreau să-i duc, tot ce am avut eu, vreau să împărtășesc cu ei. Și tu știi că ce avem noi una. Și acum le dăm tot lor. Și acum până Duhul Sfânt aici a spus că tot dintre Tatăl ne dă nouă, tot numai să ne unească. Doamne, unește-ne, te rugăm. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.